Salutare, dragilor! După o zi destul de grea, pentru că au fost temperaturi peste 35 de grade, 13 iulie, am venit să mă bucur puțin de afinele pe care le-am plantat în urmă cu 3 ani și să împărtășesc cu dumneavoastră, să vă arăt, chiar dacă nu am reușit să punem îngrășăminte, cum arată după 3 ani afinii plantați după metoda noastră în ghivece, direct în pământ, bineînțeles, metodă care am văzut-o și noi în altă parte. Nu spunem noi că am inventat această variantă. Uitați-vă puțin cât de bine arată. Sunt lini. Ia uitați. Dixie e și el cu noi aici. Da? Uitați-vă, și nu le-am administrat deloc îngrășăminte la anul, cu siguranță au nevoie. Pământul s-a lăsat, turba s-a lăsat, cred că le vom adăuga și puțină turbă pe fundul ghiveciului. Este foarte important acest sistem de irigare. Voi merge și vă voi arăta o plantă pe care o pregătisem să o plantăm anul trecut, nu acum 3 ani, deci anul trecut. Dar cum, chiar dacă mă repet, vă spun din nou, cum sunt foarte multe de făcut, am uitat ce a rămas în ghivece afară, să vedeți diferența. Ia uitați aici de la greutatea lor. Uitați-vă câte fructe. Și nu e doar unul, toți sunt așa, avem 6 plante care arată foarte bine, vrem să punem mai multe. Și aici este acea groapă care o pregătisem, bineînțeles că mare parte din ea s-a astupat de-a lungul timpului, dar o vom săpa din nou. Era exact între cele două plante și voi merge să vă arăt. Asta am mai mâncat din ea. Vă arăt imediat aici una. Este aici, cu siguranță avem o carență și trebuie să administrăm îngrășăminte. Nu arată foarte bine aceasta, chiar dacă a avut fructe. Am consumat din ea, s-a copt foarte, sunt... A avut foarte multe, asta a mâncat din ea. Și uitați-vă aici cum arată și acesta. Se coc treptat, sunt soi care au coacere timpurie, pe urmă sunt mai târzii. Cât de frumoase pot fi! Apa este foarte importantă, vă spun, importantă, foarte importantă. Dacă nu avem apă, veți vedea imediat cum ajung. Aici este acea plantă pe care am vrut să o plantăm. Am reușit să o punem în ghiveci, dar nu am avut timp să o plantăm. Știu că pare ciudat. Uitați-vă fructele, cât de mici sunt. E plină de fructe, într-adevăr are și ea fructe. Dar mărimea fructelor este, lasă de dorit, dar sunt fructe foarte, foarte mici. O să merg să facem o comparație acolo. S-au uscat vârfurile pentru că de multe ori uităm să udăm. Acum am venit special și am udat-o, dar o vom băga în pământ, o vom planta și cu siguranță va da rezultate și acesta foarte bun la anul. Deci acum să facem puțin comparație. Uitați, rupem un fruct și îl punem lângă, nu cred că are termen de comparație. Da, este de câteva ori mai mare. Lipsa apei și face ca fructele să nu se dezvolte foarte bine. Așa că eu zic că este o variantă foarte simplu, la îndemâna oricui să planteze. Dacă lăsați afară, puteți lăsa și afară ghivecele, dar e foarte important să aveți sistem de irigare. Fără sistem de irigare nu se poate. Și după cum vedeți în spate, planta din spate are nevoie clar de administrare de îngrășăminte. Ia uite așa aici.
Da, aici este, aceasta este senzațională. Bine, toate arată bine. După o zi așa grea, câteva afine. Naturale. Numai că nu le-am administrat îngrășăminte, dar nici nu facem stropiri cu chimicale. Așa că vă sfătuim să vă faceți curaj, să plantați așa cum trebuie, chiar dacă pare puțin cam greu să cumpărați și un ghiveș mai mare sau, nu știu, o găleată tip construcție mai mare, să săpați, să puneți un sistem de irigare, dar când încep să dea roadele, ar putea să vi se pară că a fost o... să realizați, de fapt, că a fost o muncă cu folos și să merită și poate puneți și mai multe data viitoare. Până data viitoare, numai bine în tot ceea ce faceți.